Niciodată nu o să primești ajutor. Și eu, ca și rest, nu m-am născut cunoscător. Am învățat de unul singur cu ochii în monitor. Am luat și de la veteran cât a fost ascultător. Și mi-amintesc și acum cine m-a ajutat să-mi urmesc alea. Eu nu sunt ca restul, nu o să-mi uit originea. Ca mulți dintre voi ce-ați uitat de unde ați plecat. Și vă dați acum arfe că voi ci că v-ați schimbat. Dacă te compari cu alții, atunci nu poți evolua. Dacă nu ești original, vocea ta va polua. Muzica nu-i un război, nu trebuie să ne luptăm. Eu am fost învățat că e mai bine să ne ajutăm. Dar din moment ce ataci, așteaptă-te și la răspuns. Versurile sunt groase, ce la ureche ți-au ajuns. Cuvântul cea mai mare armă, eu pe asta mă bazez. E ca o lamă ascuțită cu care capul ți retez. De ce toți rapperii azi au un prieten imaginar? De câțiva ani scriu piese după același tipar. Scenariul merge cam așa, cineva te-a supărat. Îți imaginezi că ai ură, încrederea ți-a înșelat. Și pe track dai rime că ești mai șmecher ca el. Când tu ești un super rapper și ai doar un singur țel. Să distrugi fraierii toți ce pe tine te-au supărat. Și fiecare vers ai câte un război de dat. Dar nu e așa, hip-hop-ul nu e despre ură. Nu e despre înjurături sau tot ce îți iese din gură. Să scrii poezie artă nu-i joc pentru analfabeti. Iar când faci rime, dar gramatică nu vrei să înveți. Mai zice că ce ascultă ei nu fac diferența. Că e rap adevărat sau doar rime ce simt absențează. Doar înjurături în boxe să-și facă prezența. Și mai e un tip de rapper ăla aflat în suferință. El îndrăgostit mereu și înșelat cu ușurință. Cântă doar despre fete, despre trădări și sentimente. Pentru un succes la fan el va avea mereu regrete. Rețeta e practic simplă, se bazează pe trei pași. Întâi scoți o piesă care te iubește și n-o lași. Apoi alta în care fata e curvă și-a plecat. Iar tu ai inima frică și-o jur pe ea că te-a trădat. După ieși și mai simți doar de voi ai amintit. Și vă păcați doar din iubire să nu uităm de trandafir. Apoi mereu a evoluat, dar nu neapărat în bine. Eu mi-am spus doar părerea mea pentru tine. Dar crezi ce vrei, poți să nu mă ascult pe mine. Și când spun tu, mă refer la ascultător. Ați uitat ce înseamnă rap și e deja revoltător. Cum ascultă tu pe de rahat ce fac muzica de căcat. Cu un mesaj de naturat la care voi v-ați abonat. Eu mă numesc OG, vine de la original. Și am respect pentru cine m-a ascultat până la final.